pe cea mai valoroasă investiție, pe cel mai bun pachet care îl avem în momentul de față. Pachetul Master necesită o investiție de 950 de euro o singură dată în viață. Și acum mă întorc un pic înapoi și vorbeam de acele investiții în francize. 50-70 de mii de euro. Probabil că în 10 ani pachetul Master va valora și la LV7 NEC Telecom undeva la un 50, 60, 70 de mii de euro. Bun, haideți să vedem ce câștigă acest pachet. În primul rând, pentru persoanele directe, pentru persoane din rândul 1, bonusul de achiziție clienți, 100 de euro și pentru activarea cu 2 clienți, bonusul se dublează. Aceste bonusuri sunt pentru persoanele directe. De la rândul 2 până la rândul 7 sunt cunoscuții cunoscuților dumneavoastră, piața rece, spunem noi. Compania acordă un bonus de achiziție clienți pe 10 euro pe 7 nivele de adâncime. Haideți să facem un calcul simplu. Aveți o rețea în Spania, s-au înscris 5.000 de abonați, ori 10 euro înseamnă cât? 50.000 de euro. Aceste venituri sunt nelimitate. Aceste bonusuri sunt raportate ca investiția să se amortizeze foarte, foarte rapid. Cu toții știm că investițiile în afacerile clasice, nu știu, durează 6 luni, 1 an, 2 ani, mulți nici acum nu și-au recuperat investițiile care le-au făcut, da? Bun. Care este viziunea companiei? În primul rând, videotelefonia. Astăzi este o zi istorică. Această întâlnire are loc la Cluj doar cu oameni de afaceri. Oameni care au făcut, fac și vor face afaceri în continuare. Acest videotelefon este, să spun, în premieră aici și nu cred că l-ați mai întâlnit în altă parte. Așa cum probabil nu ne gândeam că o să apară un telefon mobil fără taste. Dacă în anii 97-98 vă spunea cineva că o să apară un telefon mobil fără taste, îl credeați? Nu știu aici, că trebuie să atingem ceva. Da? Ok. Telefonia mobilă. Ce au alții, putem să avem și noi și invers. Ideea e că dumneavoastră puteți deveni parteneri și nu doar simpli abonați.